Salutare tuturor, bine v-am găsit la știrile de la ora 7. Gazda dumneavoastră este Gheorghiță, care are multă pită. Din auzite și din cele văzute, se pare că avem un invitat special, un invitat destul de bun, care are 5-7 ani de acasă, care are bun simț. O să-l vedeți chiar acum. Să-l primim cu aplauze pe domnul Bogdan! Salut! 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 Bă, da, gata, terminați-vă, gata cu aplauzele! O, salut, domnul! Încântat! Dați-mi voie să vă strâng mâna! Cu cea mai mare plăcere! Vă rog, spuneți cu ce ocazie! Păi, înainte de a spune cu ce ocazie, vreau să spun că ești un băiat foarte bun, toți oamenii te apreciază, ești un om foarte, foarte bun, încă o dată îți mai spun, un om care are cei 7 ani de acasă, care ajută săracii și așa mai departe. Unii dintre acești spectatori te știu, ești un artist, să spun așa. Vă mulțumesc frumos! Nu poți să ne dai și tu niște răspunsuri? Ce ai făcut în vacanța ta de iarnă? Suntem nerăbdători! Cum să nu vă spun ce s-a întâmplat în vacanța mea de iarnă? Vă răspund și la întrebări. Vă rog, spuneți-le cu mare drag. Păi, prima întrebare. Când am venit... Zăpada. Ce-ai făcut tu prima oară? Păi, totul a început. Bă, dacă îți dau un pulgăre, te las lat pe aici. Ești fii cu minte, ești, nu vine simțit, ai înțeles? Ia uite-te mă la el, dă cu bulgări. Mă lovește-l pe mine, tu n-ai nici țintă mă. Bă, ca mi-a jurat. Hai în casă, că mor n-ai bădă frică, ești nebun la cap, hai! Bă, sincer, ai dreptate, hai să mergi în casă, că m-a put. Deci, să înțeleg pe scurt că ai dat o torpilă. Da, doamne, am dat așa o torpilă, mamă, bă, l-am uscat, bă, mamă. Ce s-a întâmplat? Să nu dai un punct. Mare bucată. Nu contează. A doua întrebare. Când era 31 decembrie, ce ai făcut tu mai exact? Azi e ziua de 31 decembrie, ultima zi din an. Trebuie să mă pregătesc. Wow! Apară linge liniștii. Trebuie să mă pregătesc de acest final de an. Dar ce? Știu! Niște papuși de ăștia cu Moș Crăciun. Vezi, Moș Crăciun. Și cam asta trebuie să fie tot. A dat și o bluză, că-i frică afară. Sunt pregătit. Și abia aștept petardele și artificiile. Mulți ani și mulți bani. Vă dați seama că a fost foarte frumos. Am înțeles. Treia întrebare. Îți place în 2020? Mă, sincer, în 2020 cred că o să avem multă sănătate, o să ne descurcăm cu bine în viața asta și na. A patra întrebare. Ce-ai făcut tu când ai împodobit bradul? Ha. Mamă, dar ce frumos e bradul. Trebuie să-mi iau niște ficoase. Când am împodobit bradul, am căzut pe fir, nu știu cum să vă spun.
Și de când așa, am căzut. Da. Da. A cincea întrebare. Cum ți s-a părut anul 2019? Sincer, 2019 a fost destul de frumos, chiar mi-a plăcut. Dar, din nefericire, am avut și vremuri destul de grele. Mane, crede-mă pe cuvânt că și eu am pățit ca tine multe chestii. Deci, nu e singur. S-a spus o parte vorbită. Da. Oameni buni, deci, din câte vedeți, acest băiat a fost de nota 10, ne-a răspuns la întrebări sincer, nu a mințit și să-i urăm aplauze. Mulțumesc frumos, mulțumesc, nu trebuie aplauze, mulțumesc frumos, dar sincer chiar nu trebuie aplauze. Da, oameni buni, sper că v-a plăcut acest băiat, vă mai zic încă o dată. A fost un băiat destul de excelent, a răspuns sincer, nota 10 pe scurt. Ne vom auzi data viitoare cu alte știri noi, ce s-a mai întâmplat în Caracal și așa mai departe. Vă salută Gheorghiță, care are multă pită. Aveți grijă și de voi. Bogdan, ne auzim. Ciao, les.